Anul acesta de Crăciun, doar un kilogram din 10 de preparate din carne de porc va proveni de la animalele crescute în țara noastră. Doar 2,8 milioane de porci se mai găsesc la această oră în fermele din România. Înregistrăm cea mai drastică scădere a efectivelor de porci din toată Europa. Colega mea, Lorena Stan, are toate datele. Bun găsit! Numărul de porci din țara noastră scade de la an la an, iar statisticile arată că avem sub 3 milioane de porci în ferme, cu 1,5 milioane mai puțin decât în urmă cu 7 ani. Din cele 37,5 kg de carne de porc mâncate în medie anual de fiecare român, maximum 7 kg provin de la animale crescute în țară, susțin reprezentanții producătorilor. Iar anul acesta de Crăciun, doar un kilogram din 10 de preparate din carne de porc va veni de la animalele crescute în România, spune Ioan Ladoș, președintele asociației, ceea ce înseamnă un minim istoric. Institutul Național de Statistică calcula anul trecut că, în medie, consumul anual de carne de porc pentru un român a crescut cu 5 kg în ultimul deceniu. În același timp, mâncăm din ce în ce mai puțină carne autohtonă și din ce în ce mai multă din import. Deficitul comercial la finele anului trecut era de 830 de milioane de euro. Pentru acest an s-ar putea apropia de 1 miliard. Din 2017, România nu mai exportă carne de porc. A fost anul în care s-au înregistrat primele cazuri de pestă porcină africană și ultimul an în care România a exportat 20.000 de tone de carne de porc.